Flori la conducere pe tot parcursul jocului până în ultimul minut, când iată s-a încheiat egalitatea cu ei. Ce s-a întâmplat în special în ultimele secunde ale meciului? Când nu ne-a mai ieșit nimic? Da, e frustrant meciul al nostru. Am avut 6, am venit la plus 4. Ideea este că am făcut greșeli ușoare, nu știu să zic, nu și-au mai asumat în ultimele minute și au început să apare greșelile ușoare. Și asta e, am avut un egal astăzi, însă atitudinea pe tot parcursul a multor, adică jucătoare a fost una pozitivă. E nevoie de două locuri, cred. L-am văzut supărat pe domnul Burcea, atât pe arbitraj cât și pe fete. Evident, vis-a-vis de arbitraj nu vreau să comentez. Sunt destui profesioniști care îi vorba cu părerea, așa că vreau să țin atenția asupra echipei. E normal să fii supărat ca antrenor când dai anumite indicații și nu se respectă. Sau ceri anumite lucruri de la jucătoare și ele nu... Da, asta este. Suntem o echipă și mergem înainte. Ați luat în calcul victoria înainte de meci și acum să ne-am ales doar cu un singur punct. Se poate recupera la distanța? Am venit doar la victorie. Sper, ne-am ales cu un punct. Sigur, mergem la Bistrița Montarte să facem un joc foarte bun, ne evităm șansa și evident că mergem să câștigăm. Mulțumesc! Claudia, ai fost practic cea mai bună jucătoare a meciului de astăzi, dar iată că nu cred că e satisfăcută pe deplin, rezultatul nu este cel dorit. Da, rezultatul nu este cel pe care ne-am dorit. Chiar cred că meritam această victorie, dar din păcate la final de meci scorul s-a terminat egal. A fost o partidă foarte dificilă, ambele echipe am încercat să luptăm și am luptat până la finalul partidei. În ultimele minute nu știu ce s-a întâmplat, n-am mai reușit să marcăm, iar cele din echipa din Brăila nu a renunțat până la final. V-ați crezut învingătoare mai devreme decât trebuia? Probabil că da, când am văzut că ne desprinsesem la 5 goluri, cumva ne-a relaxat puțin și după a fost mai greu să mai intrăm în partidă. Ați fost iritate și de arbitraj? Au contat mult, eu știu, anumite decizii din final? Deciziile arbitrilor nu se pot schimba, ei, ce fluieră ei rămâne sfânt, adică nu putem să schimbăm în teren ceea ce se fluieră. Consider că sunt două puncte pierdute în acest moment, ați luat în calcul înainte de startul jocului victoria de astăzi cu Brăila? Da, clar sunt două puncte pierdute, pentru noi era important să câștigăm, din păcate nu am reușit, dar sper că în viitor să obținem victorii, mai ales acasă. Urmează Bistrița deplasare, una dintre deplasările complicate. Da, Bistrița are o echipă puternică, dar noi mergem acolo să ne luptăm și cred că să facem un frumos. Un rezultat de egalitate la Craiova astăzi, în concluzionat această partidă. O partidă foarte grea, foarte încrâncenată, cu multe greșeli, cu răsturnări de scor. Craiova a condus aproape tot meciul, noi am reușit să egalăm pe final, cred că este ultima dată când am egalat la sfârșit. Ce să zic, din punctul meu de vedere, echipa mea a făcut foarte multe greșeli, am ratat foarte mult în prima repriză și în a doua repriză. Și avantajul ăsta de 5 goluri, 5-6 goluri pe care l-a avut Craiova în repriza a doua, s-a datorat acestui fapt. Mă bucur că am revenit. Mă bucur că a reușit să strângem scorul și să punem presiune pe ele. Greșelile au apărut și în tabăra Craiovei, iar acest rezultat de egalitate mă mulțumește pentru că a fost obținut de condiții foarte dificile cu o echipă mult schimbată în bine față de cea de sezon. Acum ai crezut în acest punct, pentru că erau acele 6 goluri diferență, în practic un sfert dură înainte de finalul partidului. Am o jucătoare din Germania și știți cum vine, nemții nu se dau învinși decât când sunt în autocar. Nu, încercăm să ne batem până la sfârșit. E clar că era destul de greu să revenim, dar am demonstrat că putem. Avem valoare, avem un lot numeros, avem un lot foarte bine echilibrat, jucătoare care au un palmares foarte frumos în spate. Și până la urmă, faptul că ne-am văzut de joc și ne-am concentrat pe ce urmează și pe fiecare minge, ne-a adus acest punct oarecum nesperat, dar un punct foarte mare, pentru că Craiova va fi o echipă greu de depășit în acest sezon acasă. La cum ați comentat arbitrajul? A creat numeroase discuții. Numeroase discuții, nu vreau să comentez, pentru că oricum e dificil să spui acum. Vom avea și Bogdan, vom urmări, ne vom analiza echipa, vom vedea
la cald, așa fiecare poate să se simte dezavantajat, dar vreau să văd meciul și vedeți că mai bine să zici nimic la după meci, pentru că e dificil să poți să fii foarte corect. Din punctul meu de vedere, arbitrajul a fost la fel ca jocul, foarte încălcit, cu multe decizii pe partea și în cealaltă, dar nu cred că a dezavantajat echipul foarte mult, atâta timp cât au fost diferențe de 5-6 goluri și ne-au lăsat pe noi să revenim din spate, înseamnă că au încercat să țină jocul mult. Asta este, mergem înainte, nu prea avem timp să plângem, să ne lamentăm, pentru că etapele vin una după cealaltă, campionatul acesta este foarte, foarte greu, multe echipe s-au întărit. Va fi de la locul 1 în jos, cred că toate 5-6 echipe se bat pentru locul de Cupa Europeană, așa că orice punct pe care vom lua, indiferent de echipă, este foarte important pentru mine și pentru echipa mea. Mulțumim, mulțumim, plăcere. 29-29, today with Caiova, how was the game? It was a really tough game, hard game, and we was expecting it to be like this. We missed a lot and we should play very different, but overall I'm really satisfied and happy with the result today. We have to look forward and be ready for the next games. It was a really tough game, a lot of fight and a lot of tension, so yeah, I'm proud of my team. Do you hope to this point when the score was not for you? Sorry? If you hope to win 1 point today, when the score was 26-22. Yeah, we was behind 6 goals, I think. 6 goals. And yeah, it was crazy to think about that it will end the draw. That's why I say we really played good the last 10 minutes where we came back in the game. And I was hoping for at least 1 point in this game. Thank you.